Calin Popescu, Taricianu, are probleme de sănătate din cauza stresului și a dietei. La sfatul medicului, președintele Senatului României și-a anulat astăzi toate întâlnirile programate. Tăricianul a desemnat pe Ion Chelaru să le reprezinte la ceremonia de investire a noului ministru al muncii. Pe fondul unor activități politice intense care l-au solicitat fizic în mod deosebit, coroborate cu o dietă alimentară hipocalorică, președintele Senatului a manifestat o stare de slăbiciune, motiv pentru care medicii i-au recomandat o reducere temporară a activităților și o ajustare a dietei, se arată într-un comunicat al Senatului României. Tăricianu a anunțat printr-un SMS că nu ajunge astăzi la serviciu, dar de mâine speră să-și reia activitățile. Zilele acestea, politicianul a declarat că nu exclude o candidatură la primăria București și că analizează această chestiune din perspectiva obiectivului strategic al ALDE de a intra în Parlament la alegerile din toamnă.